Greu de crezut că de la un chinghier și un colector de taxe putea să iasă un câine atât de frumos și totuși este adevărat, este Dobermanul și asta sunt lucruri pe care nu știai despre ei, partea a doua. Dezvoltat în anii 1880 în Germania, îl face o rasă relativ nouă sub 150 de ani. Foarte inteligent și agil, pot face foarte multe lucruri, de la câini de poliție, câini de serviciu, câini ghizi sau sărceni rescu. Sunt eroi de război, Kurt din păcate a fost primul câine ucis în al doilea război mondial în 1944. Există și o variantă albă, dar este un defect genetic cu multe probleme de sănătate. Este un paznic desăvârșit, pentru planul de nutriție și educație canină dăm un mesaj și apasă de plus pentru partea următoare.